După prima proba concursului pentru director din școli, au rămas în cursă pentru probele următoare doar 111 aspiranți. Trei au fost respinși deoarece nu au realizat punctajul de trecere, iar un candidat nu s-a prezentat. Nu au trecut în etapa următoare trei candidați. Luminița Cordia, care a candidat pentru două funcții de director atât la școala gimnazială Traian Crețu Năpradia, cât și la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Șimleu Silvaniei. Gavril Niaga, candidat la funcția de director la Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei și Ana Rad, candidat la funcția de director la Liceul Tehnologic Ioan Osian Șimleu Silvaniei. La concurs nu s-a prezentat un singur candidat din cei înscriși inițial. Este vorba despre Ioan Pop, candidat la funcția de director al școlii gimnaziale și Mișna. Cel mai mare punctaj a fost obținut de Florica Fanca, director la grădinița Căsuța cu Povești, și Victor Varga, candidat la liceul teoretic Iona Gârbiceanu Jibou. Ambii au obținut punctajul de 49,375. În clasament urmează trei candidați care au obținut același punctaj, 48,750. Este vorba despre Nadia Chichișan, candidat pentru funcția de director la grădinița numărul 3 Șimleu Silvaniei, Dari Toma, directorul de la Liceu Tehnologic numărul 1 Sărmășag, și Dorian Faur de la Clubul Sportiv Școlar Zalău. Următoarea probă a concursului este cea de evaluare a CV-ului și interviul, ce sunt programate în perioada 17 octombrie-17 noiembrie. Toate probele vor fi înregistrate audio-video.